Toți cei ce te caută să se veselească, să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Într-o noapte am visat cu un prieten al casei Domnului, prieten de ani și ani, care tot vine, dar nu se hotărăște pentru Domnul. Era un hol lung cu mai multe uși. O ușă intra în adunarea asta, altă ușă intra în altă adunare. Și el tot se plimba pe hol, intru aici, intru dincolo și în vis, cineva a rostit versetul Evrei 4:1 și l-am auzit cu voce tare. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Am visat de mai bine de 2 ani și cel cu care am visat, deși i-am spus visul, deși a plâns când i l-am spus, încă nu s-a hotărât să intre. Eu stau și bat la ușă țiară. N-ai vrea să fii și tu salvat? De ce mă las să stau afară? N-ai vrea să-ți iau a ta povară? Că stau și bat. Ți-e poate greu să tragi zăvorul ce înțepenit stă nemișcat? Dar dacă azi îmi simți fiorul, sunt gata, cere-mi ajutorul, că stau și bat. Când tu nici nu gândești la mine și ești în viața, sunt în viața ta uitat, eu sunt într-una lângă tine și te îndemn mereu la bine, că stau și bat. Te chem mereu, dar glasul stace și sufletul ți-e împovărat. De vrei, eu pot a-ți-l desface, că stau și bat. Deci copil pe lângă mama, un tânăr ager sau bărbat, când bătrânețea își cere vama, eu sunt aici, vezi, ia seama, că stau și bat. Azi stau și bat, dar vine o vreme la care nu te-ai așteptat. Abia atunci tu te vei teme și nimeni n-a să te mai cheme, n-am să mai bat, n-am să mai bat. Amin.